Și pandemia, adică toată lumea și-a asumat, toți civilii au ieșit în față, gata, ne-a rezolvat colonelul Gheorghiță. Noi am făcut vaccinarea doar logistic, exact ce ne arătau sondajele de anul trecut, că 30% din populație vrea. Deci noi le-am dus vaccinul, cei care au vrut și vroiau oricum s-au vaccinat, iar restul, grosul de la mijloc de indeciși și ăștia care sunt contra, acolo nu s-a putut lucra deloc. Pentru că a fost delegată toată chestia către armată privită ca o problemă de logistică. Chiar s-a crezut la sfârșitul mai, începutul lui iunie, că putem deschide și că nu va mai veni nimic. Adică am o curiozitate intelectuală dacă liderii de partid, președintele, consilierii, toată lumea care nu erau de specialitate medicală, chiar au crezut că s-a încheiat tot și că ne putem apuca de politică. Domnul Ioan, ca de obicei. Urmăriți declarațiile și veți vedea că nu eu am declarat. Nu, vă întreb că am învins pandemia. Nu, nu dumneavoastră ați declarat. Am învins pandemia. Dar dumneavoastră sunteți nu acum aici. Am stabilit, și știți cum gândeau acei oameni. Stabilit, Cățu, intrând în campanie internă, singura lui preocupare a fost să se prezinte în, oarecum, în oglindă cu mine, într-o lumină favorabilă. Eu fiind, adică cel care am luat, eu fiind cel care am luat măsuri de restricție, eu fiind cel... Aduceți-vă aminte cum spunea, eu nu o să închid piețele, eu nu o să închid economia. Și așa mai departe. Bun, dar chiar lua el deciziile astea? Singur? De capul lui, că nu prea acum, credem acum chestia asta. Ce mi s-a părut foarte ciudat este faptul că președintele Iohannis a avut un comportament în timpul pandemiei în anul 2020 și să ne aducem aminte că împreună cu președintele s-a declarat starea de urgență primară, după aia s-a menținut starea de alertă, s-au luat măsuri în perioade electorale. Să ne aducem aminte că președintele Iohannis a venit la masa guvernului și a anunțat închiderea piețelor, închiderea școlilor și așa mai departe. Deși eram în campanie electorală, a existat o responsabilitate în luarea măsurilor, chiar cu riscurile pe care de a pierde voturi. Și cu interențele care au fost atunci, dar asta a fost comportamentul linia. Comportamentul și al guvernului și al președintelui a fost total diferit față de comportamentul din 2020. Deși, hai să fim cinstiți, existau prognoze făcute chiar de INSP, nu vorbesc de prognozele făcute și de alte entități profesioniste care au fost ignorate. Politic cine își asumă chestia asta? Eșecul total care scoate România în față, nu numai în Europa, dar chiar în plan global astăzi, cine își asumă? Că nu putem da pe colonelul Gheorghiță sau pe doctorul Arafat, ca de obicei, că ei au executat o chestie. Cine își asumă politic? Eșecul comitetul campanii? De vaccinare. Comitetul sunt niște anonimi. Ascultați-mă, comitetul de... Nu, sunt niște oameni care au muncit, care și-au făcut treaba, care au organizat foarte bine campania de vaccinare, numai că nu erau ei responsabili. Campania e o logistică. Convingerea nehotărâților sau... Păi tocmai, cine avea această răspundere? Utilizarea tuturor... Cine avea această răspundere de comitetul fapt? Comitetul de vaccinare e sub ordinea primului ministru. Da, probabil mesajele astea care nu erau deloc toți actorii implicați. Acum vă spun. Hai să fim cinstiți, dacă te duci cu caravana de vaccinare într-o localitate, într-o comună sau într-un oraș, dacă nu este implicat primarul, dacă nu este implicat medicul de familie, dacă este medicul de familie sau asistentul sanitar, chiar dacă nu este implicat chiar și preotul sau preoții din localitatea respectivă care să încurajeze lumea, dacă nu anunți din timp, că și aici, măcar să faci un pliant în care să te duci cu o săptămână înainte, să trimiți o echipă din casă în casă să spui... De unde rezultă că nu era fezabil planul să lăsăm doar pe armată și pe echipe de tehnicieni și de medici? Trebuia implicate toate structurile care au autoritate și care, în mod normal, de exemplu, prefecția ar fi trebuit să le dea un target lunar și să-și radă vreo 2-3 prefecții de la coada listei care nu se implică în derulare. Eu n-aș fi alocat nicio sumă din fondul de rezervă al guvernului către primării fără atingerea unor obiective de vaccinare. Existau multe pârghii pe care le avea la dispoziție asta guvernul. Asta a venit târziu, acum, când s-a spart fondul de rezervă. Adică să menționeze banii din fondul de rezervă. Nu, să aloce sume de echilibrare sau sume de completare a bugetelor locale. De asta în funcție și de obiectivul de vaccinare, de atingere.
erau unor obiective în privința vaccinării. Domnule președinte, dar sunt multe situații. Vă aduceți-vă aminte că am discutat în coaliție vreo 2-3 săptămâni să introducem mijloacele de stimulare, adică sigur. Bonurile de masă. Da, impresia generală este loteria, că și deși noi am decis în coaliție, știți foarte bine că până la urmă guvernul destul de greu a luat măsura. Impresia generală este că atunci când era la greu, liderii politici civili s-au dat în spate și când a fost, părea că e ok, au năvălit toți să facă deschiderea. Asta este impresia, trăgând linie după 9 luni de zile. Domnule Ioniță, eu fac parte din categoria liderilor politici care și-a asumat decizii grele. Bun, vorbeam de anul ăsta, care 2020. Care și-a asumat decizii grele în 2020, an electoral în care am avut și alegeri locale și alegeri parlamentare. Deci, domnule Orban, domnul Câțu... Aici, în materie de responsabilitate, se poate face o comparație... Sunt responsabil pentru ce se întâmplă acum, da, categoric, în România, da? Așa că pe primul loc în lume la numărul de decese, în funcție de... Da, de pentru că nu poți să stimulezi vaccinarea spunând că ai învins pandemia și eliminăm brusc toate restricțiile care erau în vigoare. Numai ca să ai tu o imagine bună că tu elimini restricțiile. Haideți să ne întoarcem puțin în timp și aș vrea să ne răspundeți. Sau să nu iei niște măsuri de prevenție când ai prognoze în care spun foarte clar că o să vină valul 4. Am auzit această emisiune, domnule Orban, de nenumărate ori, jurnaliști, oameni care sunt foarte bine conectați la lumea politică, vorbim despre faptul că